Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu Just Band despre ceea ce se va întâmpla în toamnă. Buzoienii trebuie să fie mândri că au o trupă care îi va reprezenta la un festival internațional recunoscut pe toate scenele lumii. În Bulgaria, în Șumen, capitala culturală a Bulgariei, vor fi pentru al doilea an, a doua ediție pe scenă. Prima ediție, îmi spuneați că ați câștigat trofeele ambelor secțiuni. Cătălin Dan sunt alături de mine în studio. Aș vrea să mai povestiți ce se întâmplă în Bulgaria, că aș vrea să știe și cei care poate vă vor urma în septembrie, cum spuneai, Dan, că ar fi bine să vină și Buzoen, că e aproape totuși de granița cu România. Este vorba de un festival cu participarea mai multor formații de mai multe genuri din mai multe țări. Și acolo se promovează cultura de diferite genuri, cum spuneam. Noi am fost la secțiunea de rock, dar nu este doar secțiune de rock. Și de aceea, așa cum spunea Dan, și fac această translație cu ideea pe care o au deja pusă în practică cei din Bulgaria. Și am putea să facem și noi, să organizăm sau să reușim să organizăm niște serii în care să se cânte de diferite facturi. Nu? Să fie abordate diverse genuri muzicale. Genuri diferite. Pe lângă folclorul, care oricum este foarte bine mediatizat și foarte bine prezent. Da, nu prea mai avem nimic altceva în afară de folclor. Topteul, dar care se pare că se schimbă așa de la ediție la ediție. E de nișă și este foarte greu. Este foarte greu pentru că ceea ce s-a întâmplat anul ăsta la Drăgai, că și eu sunt de părere că este altceva din punct de vedere al părții artistice și chiar se poate dezvolta așa genul acesta, pentru că în seara în care noi am concertat, inițial am privit-o, domnule, stai puțin, e Chihlimbar și Nemuritorii, sunt cele două formații de folclor cunoscute. Nu era știu, înaintea voastră, nu? Da, și noi cântăm pop-rock. Tocmai asta a fost extraordinar de bine făcut, pentru că până la sfârșit, oamenii care până atunci au gustat genul, au văzut că există și altceva. Au fost cei din publicul nostru, fiind și în mijlocul săptămânii, e mai dificil, într-adevăr, să... Bine, cine vrea să vină să te vadă. Da, clar. Corect, corect. E un moment de relaxare, până corect, la urmă. Corect. Dar altceva vreau să aduc în discuție. Noi am rămas în relații foarte bune cu diverse trupe de afară și chiar i-am putea invita să organizăm la Buzău un festival. Adică eu zic că 6, 7, 8 trupe să vină de afară să cânte cu ce mai avem și noi pe plan local aici, ar putea chiar ieși o treabă foarte bună. Și de ce credeți să nu se face nimic și nu s-a făcut până acum? Noi chiar ne-am gândit să materializăm și într-adevăr e posibil să fie lipsa materializării și din faptul că nu am spus că avem. Așteptau ideea, acum o au, da. Și poate se va întâmpla, deci, nu? Chiar este posibil, pentru că prietenii noștri, că au devenit prietenii noștri, au rămas prietenii noștri în timpul ăsta de 2 ani de zile de când ne știm, cei de la Forgot the Ten chiar își doresc să vină și băieții chiar cântă bine.
Da, și ar fi bine să vină în Buzău, nu să se vedem da, în România. Da, asta, da, da, bă, asta da. Am și zis și Dan a punctat foarte bine. Haideți să găsim o soluție să promovăm Buzău din nou pe scenele lumii. Pe scenele și pentru formațiile din altă parte, nu numai din România. Chiar putem să mijlocim. Da, și vorbeam în pauză și o idee foarte bună ar putea fi scena chiar la Amfiteatru în Parcul Tineretului. E o idee. Da. Cred că e foarte interesant ca, eu știu, trupe din alte țări să vină să cânte la un festival la Buzău, să meargă înapoi acasă, da, și să povestească că despre ce s-a întâmplat. Să aducem turiștii în Buzău și ar fi cea mai bună metodă. Ar mai fi o chestie foarte bună de organizat și în zona, ca să ieșim puțin din clasicul ăsta, eu știu, un concert organizat în mijlocul unui oraș. Eu aș organiza, de exemplu, o chestie în zona Vulcanilor Noroioși. Dar oare e voie acolo? Se pot organiza? Eu cred că s-ar putea găsi o zonă unde... Dar nu în clar vulcan. Că nu în vulcan. Nu în vulcan. Nu. Așa cum au găsit soluții... Arealul folosim doar pentru poze. Da. Dar așa cum au găsit soluții să filmeze videoclipuri, de ce credeți că nu s-ar... Ah, da, chiar sunt multe videoclipuri chiar filmate la vulcan. Chiar se filmează foarte mult în zona acolo. Să filmeze. Da. Deci eu sunt convins că la primărie, la Berca, sau, eu știu, persoanele care s-ar ocupa, am găsit un sprijin în zona acolo ca să putem aduce așa ceva. Eu vă propun vouă și mai mult celor care se ocupă din instituțiile buzoiene importante să începeți o colaborare pentru că ați putea ajuta nu numai cu idei, ci și cu cunoștințele pe care le aveți. Aveți prieteni în multe trupe din lume și ar fi tare bine să urce Buzăul așa un pic și din acest punct de vedere. Și până atunci, până se va reuși în Buzău un astfel de festival, o să duceți voi Buzăul mai departe pe scenele mari și spuneam că în septembrie la Ser de Toamnă, nu? Da, Ser de Toamnă. Trebuie neapărat, așa cum zice și Dan. Ce vă amintiți de la prima ediție de la acest festival? Am fost foarte bine primiți. Foarte ospitalieri oamenii. Zona foarte frumoasă, pitorească, cu un munte, un fel de tâmpă așa, de aceea m-am gândit eu la Brașov. Dar, într-adevăr, și Sighișoara la fel este așezată, iar pe vârful acelui munte este Șumenul Vechi, cetatea Șumen, iar de acolo și până în centrul orașului coboară scări, 1840 și ceva de scări, exact anii în anul în care a fost eliberată de sub ocupația otomană. Foarte frumos monumentul, dar în primul și în primul rând oamenii sunt deosebiți. Cu ce diferă oamenii de acolo? Sunt foarte deschiși, foarte bucuroși. Nu zic că diferă, nu știu. Cei cu care am interacționat noi și orașul fiind micuț față de... Na, și populația lor este mult mai mică decât populația României, normal că și... Da, e o comunitate mai mică unde toată lumea se cam cunoaște cu toată lumea. Da. Exact. Și funcționează, se bucură de lucruri mici, se bucură de lucruri... Simple, ca să zic așa. Da, oricum, eu m-am întors de acolo cu, nu știu exact ce m-a bucurat cel mai mult, cert este că și eu am fost împreună și cu soția și cu fiul meu, ne-am întors așa cu o stare de bine. Toată întâmplarea asta numită Șumen ne-a dat așa o chestie foarte, foarte mișto. Chiar a fost o ieșire foarte reușită. Și o să o retrăiți această experiență. Asta clar. Asta ne dorim. Dacă se concretizează și promisiunea și este extraordinar de bine ca... Da, n-ar avea de ce să nu se concretizeze. Domnul Adrian Petre, care se ocupă de cultură și e vicepreședinte al Consiliului Județean, spunea că aveți tot sprijinul. Este un prieten al muzicii.
este un prieten al muzicii. Da, și se implică foarte mult în tot ce înseamnă act cultural. Să dea Dumnezeu să fie un punct zero și să putem dezvolta, și sunt convins că vom dezvolta ideea aceasta de a susține muzica în general, nu neapărat rock sau pop sau de orice factură. Și poate că se va întâmpla și festivalul acela pe care ne-l dorim cu toții. Ideea e a voastră și aș vrea să facem o emisiune dată să vorbim despre acel festival. Ca să fim siguri că se și întâmplă. Da, poate cu trebuie, corect. Dar eu vă propun să o să ne mai întâlnim, cred, până plecați în Bulgaria la acest festival. Dar aș vrea să și filmați acolo, să ne aduceți filmări și imagini. Cred că ar fi mai nimeriți. N-ar fi mai bine să găsim o soluție și să vină campus TV, da. O echipă. Cerem cu noi. Cerem o acreditare acolo. Chiar se poate face. Face o filmare frumoasă acolo. Mulțumim pentru invitație, ar fi minunat. Oricum, sper să meargă totul bine, iar pentru cei care, pe lângă ajutorul promis de la Consiliu, ar vrea să vă întindă o mână de ajutor, sau celor care ar vrea să vină în echipă, într-un grup, să vă vadă acolo, unde să apeleze, unde vă găsesc oamenii? Păi, Cătălin Andrei mă numesc. Aveți pe Facebook? Este Jazz Band, ne putem fi contactați foarte ușor. Și sunt toate datele de contact. Pentru orice informație, exact. Da. Suntem, deci avem numerele de telefon, numele. Nu? Suntem accesibili și transparenți. Deci, nu e niciun fel de problemă, dar da. Dorință să fie și... Da, chiar ar fi o chestie frumoasă dacă am avea alături de noi la spectacol buzoieni. Ar fi frumos. Da. Până atunci, fiind vară, nu prea sunt concerte în Buzău, în aer liber, am observat. Dacă nu sunt folclorice, de altă natură nu prea se întâmplă. Dar în cluburi din toamnă, cred că buzoienii vă vor putea vedea, nu? Sigur vom fi de fiecare dată. Deci nu se pune problema. Cel puțin de două ori pe an suntem în Buzău. O dată în toamnă și o dată în iarnă la începutul anului. Deci clar, cel puțin de două ori. Sigur vom fi, asta în condițiile în care vom face împreună cu celelalte trupe și se vor concretiza discuțiile. Dacă nu, luăm în considerare și treaba asta, oricum noi sigur vom avea. Perfect. Eu vă doresc mult succes și o să vă ținem cu toții pumnii, chiar dacă vom fi acolo sau nu. O să vă așteptăm să ne spuneți cum a fost și cred că din nou veți veni cu trofee. Doamne ajută! Vom veni și vom împărtăși cu voi. Da, eu sper să împărtășim cu toții atâta timp cât veniți și voi cu o echipă și filmați și vedeți și prezentați. Pentru că chiar este ce... Faceți un schimb cultural și profesional cu TV-ul și radio-ul din Șumen. Da, mai ales că spuneați că se aude acel post de radio și aici. Da. Îl găsiți pe listă. Șumen. Perfect. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă țin pumnii și mult succes. Să ne vedem cât mai des în concerte și încheiem cu muzică, pentru că am vorbit despre muzică prea mult. Cătălin, Dan, vă mulțumesc și baftă în continuare. Și noi mulțumim, să rămână, mulțumim mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți cu noi pentru că urmează jurnalul Campus TV. O seară frumoasă, la revedere! Maybe I don't know.